Cei patru bărbați implicați în accidentul rutier petrecut marți la ieșire din municipiul Rădăuț spre Gălănești au suferit multiple leziuni. Unul dintre pasageri se află în stare gravă, cu traumatism craniocerebral sever, intubat și ventilat mecanic. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean Suceava, de unde s-a decis transferul către o unitate medicală din Iași. Potrivit polițiștilor, șoferul care a produs accidentul, un tânăr de 27 de ani din Brodina, avea o concentrație de 1,47 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Acesta se deplasa dinspre Rădăuți spre Gălănești, a pierdut controlul asupra mașinii și a lovit violent autoturismul care venea din contrasens și în care se aflau trei persoane. Șoferului băut i s-au recoltat probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, precum și probe pentru testarea consumului de alte substanțe. A fost solicitat să intervenim la 13 februarie, în jurul 13:30, în accident rutier la ieșire Rădăuț spre Horonicul de Jos. Au trimis trei ambulante de la serviciul de ambulanță, două echipaje de tip EPA de la ISU și împreună cu colegii de la descarcerare. A fost locul un peisaj destul de dezolant, în sensul că erau două mașini care s-au tamponat frontal, în cele două mașini patru victime care erau toate încarcerate. Una dintre ele era inconștientă, am extras-o colegii de la descarcerare, am stabilizat-o pe cât s-a reușit. Celelalte trei victime, una dintre ele era și ea inconștientă și a fost transportată și la spital, de repede s-a reușit. Celelalte două victime prezentând fracturi deschise, închise la nivelul membrelor. Un pacient care era inconștient de la fața locului a fost stabilizat cât s-a reușit de către colegii din CPU, intubat orotracheal și transferat la UPU Suceava, care ulterior am înțeles că a fost transferat la Iași cu alte leziuni pe care le prezenta pacientul. Poliția municipiului Rădăuți a fost sesizată cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN2H în afara localității Horodnic de Jos. În urma deplasării echipajului de poliție la fața locului s-a constatat faptul că un bărbat în vârstă de 27 de ani, în timp ce conducea autoturismul, a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de către un bărbat de 45 de ani din sens opus. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea ușoară a celor doi șoferi de 27 și 45 de ani, dar și rănirea gravă a doi pasageri aflați în mașina condusă de bărbatul de 45 de ani, respectiv doi bărbați în vârstă de 38 și 40 de ani. În urma testării cu aparatul etilotest, pentru șoferul de 45 de ani a rezultat o valoare negativă, în schimb pentru șoferul în vârstă de 27 de ani a rezultat o valoare de 1,47 miligrame per litru alcool pur în aer expirat. Ambii șoferi au fost conduși la unitate medicală pentru prelevarea probelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitatea alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, dar și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, urmând ca față de șoferul de 27 de ani să fie dispuse și măsuri procesuale după parvenirea rezultatelor de la probele biologice de sânge.